Bun găsit! Sunt Mândița Baias, profesor de fizică la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Astăzi vă voi prezenta aplicația Google Docs și utilizarea ei în procesul didactic. Pentru aceasta ne autentificăm cu contul de Gmail. Indicat ar fi contul platformei educaționale, care ne permite accesul la mai multe aplicații. Accesăm aplicațiile din colțul din dreapta sus. Vom identifica aplicația Google Docs. Cu ajutorul butonului plus din colțul din dreapta jos, vom deschide un nou document. Documentul nou deschis poate fi editat, poate fi descărcat în format Word, poate fi salvat în computer. Orice modificare adusă documentului va fi salvată. Istoricul editărilor poate fi vizionat. Putem să publicăm documentul nostru dacă noi vom fi de acord. Opțiunile pe care le avem pentru a utiliza acest document le accesăm din butonul File și vedem ce opțiuni avem. Putem să share-uim acest document, putem să deschidem un nou document, putem să facem o copie a documentului, să-l trimitem pe e-mail, să-l descărcăm, să vedem istoricul, să redenumim documentul, să-l mutăm în Drive. De asemenea, putem deci să-l salvăm, spuneam, și opțiunile de salvare sunt Microsoft Word sau PDF sau altă opțiune. Observați aici. Înainte de a distribui documentul, putem alege numele sub care vrem să apară acesta. Vrem să distribuim documentul. Distribuirea lui poate fi restricționată în funcție de necesitățile proprietarului. Să începem crearea documentului. Putem insera imagini din diferite surse, cum ar fi internet, de pe computer, din Drive, din fișierul propriu de fotografii. Putem insera desene, diagrame, ecuații, caractere speciale, putem să introducem numerotarea paginilor și alte facilități, după cum observați. De asemenea, putem insera un tabel la care fixăm numărul de coloane și rânduri prin deplasarea cursorului. Pentru a crea un desen pe care să-l introducem în document, accesăm butonul Drawing, unde găsim diferite posibilități de a crea un desen. Veți vedea un document care conține și o porțiune de text, un desen, o diagramă, o fotografie. Observați diagrama pe care am inserat-o în documentul meu. Putem deci să numim documentul. L-am numit eu document 1. Vom distribui documentul unui alt cont pe care eu îl am. L-am și denumit Andrei Test. Ofer posibilitatea lui Andrei doar să vadă acest document și o să vedem ce va putea face Andrei în felul acesta. Mă conectez pe contul lui Andrei și vedem că el are doar posibilitatea să vadă. Sunt atenționată în felul acesta. Sunt acum pe contul lui Andrei și vedeți observația aici că tu doar poți să vezi acest document. Pentru a edita și întreabă proprietarul, acesta este sfatul. Uitați documentul, Andrei nu poate face nicio modificare pe acest document, nu mai poate să îl observe. Vreau să dau posibilitatea acum, intru din nou pe contul meu, dau posibilitatea lui Andrei să comenteze. Vom vedea ce înseamnă acest lucru, așadar voi share-ui documentul cu Andrei, dându-i acesteia posibilitatea să comenteze. Și intrăm din nou pe contul lui, pe contul meu sunt de data aceasta, dar este și Andrei conectat.
fiind și Andrei conectat, voi vedea comentariile pe care Andrei le plasează aici, în colțul din dreapta, în partea din dreapta. Intrăm pe contul lui Andrei și scriem acest comentariu pe care proprietarul îl va vedea. Intrăm din nou pe contul, mă duc din nou pe contul meu și dau posibilitatea lui Andrei să editeze. În felul acesta, Andrei va avea aceleași drepturi ca și mine. Merg pe contul lui Andrei și observ că pot să șterg ecuații, pot să mut imagini, pot să editez acest document la fel cum aș face și eu personal. Observați modificările pe care le poate face Andrei, poate muta o poză, poate muta o diagramă, deci orice modificare. În felul acesta v-am adus la cunoștință posibilitatea de a lucra cu un document Docs direct în Drive și acesta poate fi un document colaborativ, dând posibilitatea colaboratorului să îl vadă, să îl comenteze sau să editeze. Vă doresc mult succes!